Salutare tuturor! Anca Bode de aici, pentru cine nu mă știe. Da, văd că aici am o grămadă de studenți, deci. Hello! Anul trecut am inițiat o serie de artistocuri, Radu, cum îți spuneam, pentru că am fost închiși din cauza restricțiilor COVID și am zis că hai să învățăm de la să învățăm de la alți artiști prin conversații utile și pedagogice, cum îți spuneam mai înainte. Și anul ăsta, pentru că am intrat fizic, cumva am mai rărit lucrurile astea, poate puțin am și săturat de ele, nu știu. Dar am zis că ar fi foarte interesant să găsesc niște artiști care lucrează altfel cu mediul picturii și care explorează alte tehnici care sunt mai puțin mai departe de studenții de la pictură, cel puțin de studenții mei, din diferite motive. Unul ar fi de spațiu, da? Și categoria tehnică în care se scrie pictura morală e, na, un atelier e restrictiv din punctul ăsta de vedere. Așadar, dragilor, am un invitat pe care l-am tot văzut așa de departe, i-am văzut lucrările. Radu Pandele. Salut, Radu! Salut, student. Studenți UAD. Da, și o să încep cu întrebarea clasică cu care încep, cum îți spuneam. Da, visul tău de mic, nu știu, să mergi la arte, să faci pictură, nu știu care ar fi fost visurile tale, în orice caz ajungi la facultate, da? Și studiez pictură, istorie, arte, toate cele. Dar într-o zi termin facultatea asta frumoasă, ori pe unde ai făcut-o tu. Și ce s-a întâmplat, da, cu tine, artist independent, văzându-te pe picioarele tale? Prima mișcare pe care ai făcut-o ca să rămâi totuși în domeniu, da? Să nu te-a pus să speli vase într-un restaurant sau nu știu, poate și aia ai făcut. Zine Nu. tu! Mă simt imens de norocos și poate chiar așa un pic răsfățat de viață. Eu am avut cumva încă din clasa 7-a de la școală. Adică bine, eram la liceu de artă din Arad și cumva făceam graffiti, dar în sensul literelor. În perioada respectivă și ulterior, dar nu prea mă interesa neapărat de figurativ. Adică făceam temele alea de la liceu, dar nu era interesul meu principal. Și ulterior, în clasa 11, m-am trezit că au vrut să mă trimită la olimpiadă. Că așa era atunci, sistemul, că nici nu știai pe cine concret vor trimite și atunci mi s-a dezvoltat un foarte interes pentru desen, pentru, nu știu să zicem, oricum, pentru zona figurativă. Și na, așa am ajuns eu la facultatea de artă, dar în tot timpul ăsta eu mă documentam foarte mult, aveam contact încă foarte mult cu comunitatea de street art, comunitatea de graffiti, comunitatea, să zicem, și de muralistică. Din Arad, de asemenea, fiind Ilo, prietenul meu Lori, el cumva, la un moment dat, mi-a și spus că poate ar fi o idee bună să mai las literele și să mă concentrez strict pe figurativ. Și cumva cam chestia aia s-a întâmplat. Și atunci, după ce s-a terminat facultatea, adică eu cumva încă din anul 2 de licență, am fost invitat într-o echipă de artiști la care spune Sweet Damage. Și care s-a transformat într-o firmă foarte, foarte serioasă. Și am făcut proiecte cu ei cumva din 2015 până acum. Adică am fost foarte norocos, pentru că eu îi cunoșteam pe ei și eram foarte familiar
încă din perioada în care făceam graffiti. Da, și asta e o chestiune destul de definitorie pentru pictura murală pe care o practic eu, că pulverizând vopseaua, știi, e altă tehnică decât la pensulă. Adică trebuie să ai un control foarte bun pe spray-uri. Trebuie să ai cunoștință despre cum funcționează capacele alea, duzele alea, care sunt de diferite grosimi, de diferite tipuri de pete scot fiecare capac. Și, na, multiple șmecherii din astea ale tehnice. Na. Și m-am trezit în 2015, cumva aveam deja în anul 2 aveam picturi mari prin oraș și na. Erau semnate sau era mai mult o incursiune anonimă în oraș? Erau foarte semnate. Am Adică înțeles. nu știu dacă se prea practică chestia asta. Sau nu știu, poate sunt anumite commission-uri din astea, adică, nu știu, de exemplu, pictezi pereții la un arcade, la o sală de jocuri sau nu știu, la tipul ăsta de chestii, normal că nu te semnezi doar la lucrările la care simți tu personal mândrie. Am înțeles. Deci, practic, tu faptul că după facultate ai luat legătură cu acest grup, cumva te-a ajutat și să te... Ce făceați voi, efectiv, ca să vă susțineți? Acele proiecte de intervenții cu pictură murală erau plătite, făceau parte dintr-un... Toate. Păi, de asta eu nu m-am prezentat niciodată ca street artist. Să zicem, street artist este un artist care face chestia asta noaptea, fără aprobare, fără nimica. Ori un muralist, un pictor muralist, este comisionat de proprietari. Sunt proiecte mult mai complexe. De exemplu, nu-ți permiți să-ți închiriezi de capul tău un elevator sau o nacelă, că alea sunt cumva unele chiar 200 de euro pe zi. Chiria pentru logistică, cum ar veni. Na, și ulterior cantități masive de vopsea, pe care, na, ok, să zicem că în timp s-au mai strâns în atelier și am foarte multă vopsea extra în atelier, dar na, nu prea. De regulă, oamenii nu prea își permit să le facă ca proiect personal picturile astea mari. No. Și ai spune că cumva în România un artist, nu știu, care face pictură murală în spații urbane, ar avea șanse să se descurce. Ți se pare că s-a dezvoltat un pic piața asta? Există suficiente comenzi ca un pictor de murală să reziste în România? Da, desigur. Cum Adică, primești? Că tu ești în miezul lucrurilor. da, să zicem că suntem momentan în România cel puțin 20, care trăim doar din asta. Acum, există multiple fenomene, cum sunt festivalurile astea vara, care includ, nu știu, un festival în care se produc, să zicem, 10 murale mari, adică na, cât 4 etaje sau nu știu. Și la festival sumele sunt foarte simbolice și na. Oricum, nici măcar nu e vorba de bani, cu toate că e unul dintre chestiile care ne ține, știi, pentru că cu gândul și cu sufletul, eu tot în sensul de gallery sunt. Adică munca de atelier este de asemenea și pentru mine partea principală, cu toate că picturile astea vin cum ar veni vara și iarna sunt în atelier, chiar
acum imediat voi pleca acolo. Și Da, am văzut că ai avut recent și o expoziție în București, nu știu exact cât de recent, dar suficient de recent, la Yomo Gallery sau Mobius, unde era? Scuze, nu știu exact. Am avut un solo, dar nu, eu simt cumva, adică am cam colaborat cu foarte multe spații din București. Aproape cu toate. Am avut și la Muzeul de Artă Recentă, și la MNAC, și la Supra Infinit, și la Anca Poterașu anul ăsta. Deci, tu te vezi un artist și un artist de studio, dar ai această extensie în Da. pictura locală, în spațiu urban. Păi, cumva, inițial am perceput-o ca fiind o chestiune de a păstra munca de atelier cât mai curată, știi? Și să nu ai, să nu am presiunea de a vinde picturi pentru. Să n-am presiunea, nu știu, de exemplu, lucrările de atelier să fie vandabile sau nu știu ce. Și așa a funcționat, să zicem, muralele, dar între timp s-au mai schimbat și asta, adică și vânzări de picturi au existat suficient de multe din zona onestă, știi? Nu, adică e în regulă, nu mai e neapărat strict pentru bani muralele. Nu mai sunt în chestia asta și nu știu, anul trecut cred că am făcut foarte multe, erau deja proiecte personale publice. Nu mai erau doar commission-uri și plus commission-urile eu nici nu prea le postez, cu toate că există infinit de multe pentru toate stilurile de chestii. Și am colaborat cu foarte multe primării. Cam asta a fost în ultima vreme principalii clienți. Adică direct cu primăriile, cu primăriile de sector aici în București sau cu sau prin țară. Da. Și da, e destul de interesant procesul la picturile astea publice, pentru că primești un feedback instant de la oamenii de rând, știi? Când te gândești la chestiunea asta, Anca, e destul de tragic, știi? Că pictura de galerie are mult mai puțin impact decât crede că are, știi? În realitatea reală. Adică nu vreau să diminuez chestia asta, dar să fim onești. Sunt o gașcă de oameni care se aplaudă între ei. Și ulterior, toți se îmbracă frumos la venisaj, sunt pregătiți să vadă splendori, știi? Ori în România, oamenii de rând se confruntă cu total altă realitate, știi? Și nivelul estetic e total altul. Și nu știu, îți dă oarecare perspectivă, știi? Când vezi cantitățile, adică cultural vorbind, cam pe unde suntem, știi? Noi ca țară sau nu știu, noi ca asta. Și ideea nu este nici de cum să... ideea generală este cum ar veni să educi oamenii de rând și nivelul, să crești nivelul estetic și, nu știu, cultura vizuală a oamenilor de rând aproape, nu știu, obligați să conviețuiască cu lucrări de artă contemporană publice, știi? Și de-aia nu prea se acceptă nici de primării și nici de asta zona de risc foarte mare la lucrările publice, pentru că trebuie treptat. În, poate în țări ca Franța sau nu știu, țări care cultural vorbind sunt mult mai dezvoltate, se permite risc mai mare. Adică poți să faci chestii mai
Nu știu. E încă, pictura publică e încă într-o zonă de people friendly, să fie chestii colorate, nu știu ce, știi? Și se depun munci de convingere mereu înainte de a fi acceptat un proiect. Și acolo intervine chestiunea asta, cât din artă este cenzurat, știi? Cât din... na. Ceea ce în zona de galerie nu se întâmplă aproape deloc, adică nu te cenzurează în nicio galerie, poate strict prin excluderi, știi, adică ești exclus, ești neglijat, ești fușerit, dar nu ți-o zice nimeni în față, băi, vezi că... Na. Adică există diplomații toate felurile și... Deci cumva ca dacă ai o lucrare comisionată, da, va trebui să ții cont de conținutul imaginii, mesajului. Nu pui acolo chiar orice, să zicem, da? Fie people friendly, ethnic friendly, orientation friendly, kids friendly mai ales. Da. Evident, când într-o sferă privată, o galerie, galeristul își asumă acel mesaj, mă rog, și preia repercusiunile în caz că... Nici nu este zona mea să port un asemenea, un discurs, să zicem, social, militant, controlat sau nu știu, știi? Adică nu mă interesează tipul ăsta, nu cred că arta e activistă, știi? Nu. Cel puțin nu zona în care pe care o practic eu, știi? Dar simți cenzură, știi? N-ai fost tentat să fii și tipul de artist care, mă rog, face un act de vandalism, mă rog, cu ghilimele de rigoare, să mergi, nu știu, noaptea într-un loc să faci o imagine rapidă care transmite nu știu ce mesaj. Păi, ok. Bine, eu fac și chestia asta noaptea ilegal, nu știu ce, chiar acum o să fac. Acum nu vreau să mă asta. Acum vreo săptămână am fost și am făcut un desen la metro, ceea ce e foarte fain pentru mine, că mereu mi-am dorit să desenez cu prietenii mei un vagon întreg în tunel, știi? Am mai desenat, nu mai știu, prin 2016 sau nu știu, dar în depou. Dar în tunel e altceva, știi? Cumva e total altceva pe beznă și cu lumini și trebuie să fii destul de tăcut. Și... Ai spune că tipul ăsta de artă murală implică o echipă. Crezi că gașca de artiști, da, are șanse să fie mai durabilă, mai dinamică în sfera picturii murale, a grafelor, decât un artist solitar în atelierul lui? Cum ți se par? Există o diferență între cele două tipuri de comunități? O simți? Probabilitatea să existe rezonanță, știi, în orice formație, hai de capul meu, e rară, știi? Și de-aia conștientizez că e un sweet spot foarte... foarte special ceea ce am eu cu colegii mei și chiar rezonăm la lucrări, știi? În ultima vreme, într-adevăr, lucrurile s-au mai separat și, să zicem, tot timpul am avut fiecare, știi, proiectele personale și proiectele de grup. Dar ideea de a avea un manager care să se ocupe de întâlniri cu clienții și să se ocupe de hârțogării, știi, și ăsta e un lux, știi, și tu să poți să rămâi concentrat pe, da, nu știu, pe Facebook nu cred că e neapărat portofoliul meu, e un profil privat, dar oricum. O să fac... Am o problemă, pe acest computer n-am instalat încă Instagram și durează, văd că un pic până intru, și de-aia o să rulez acum contul tău.
Bine, bine. Bat, mă gândesc că ți-l asumi acum, n-ai ceva. Da, da. Sunt și multe chestii off-topic, dar... No, ne place să te vedem cumva din mai multe perspective, nu doar așa acum. Da, minunat. Da, și chestia cu echipa ajută foarte mult pentru că, de regulă, orice grup e mai ușor de preluat. De exemplu, mi-amintesc numai... E mai ușor să faci gălăgie, știi, când ești într-o gălăgie, adică să atragi atenția, cum ar veni, știi? Când sunteți mai mulți într-o singură cauză și, nu știu, eu, repet, sunt foarte, foarte norocos că am avut parte de a intra în lumea asta, știi cum ar veni direct. Adică băieții ăștia au construit o firmă cumva din 2007, știi? Și eu m-am alăturat lor din 2015, când era deja călduț și bine, știi? În sensul în care clienții și agențiile de publicitate și primăriile și, nu știu, erau deja conștienți de ce se întâmplă și de-aia, na, sunt foarte norocos că n-a trebuit să fac munci de autopromovare care pe foarte mulți artiști nu îi reprezintă, știi? Și strica să atrage atenție cine știe cui. Na, adică pentru pictori sau, nu știu, artiști de galerie, poate e mai ușor, știi, dacă ipotetic prinzi și acolo chimia și rezonanța impecabilă cu un galerist să te reprezinte, să facă chiar, nu știu, să găsiți rezonanță optimă și să fie sistemul respectiv util în ambele părți. Nu știu, posibil că na, delirez, dar în sensul ăsta cu picturile murale a fost foarte mult noroc. Am ținut legătura destul de constant și cu secția de pictură murală de la București și urmăresc constant, dar majoritatea oamenilor care sunt în prezent nu prea au studii în artă. Adică doar câțiva, știi? Ceea ce e destul de bizar, știi? Pentru că venind mai degrabă din zona de graffiti, au un control impecabil pe spray, ceea ce chiar e foarte dificil să controlezi un spray. Și până la urmă, pentru stilul meu de pictură e cel mai eficient, știi? Pentru că calitatea vopselei e foarte bună și lucrurile se mișcă foarte repede, adică cât să poți picta un bloc de 4 etaje într-o săptămână e mai ok decât la pensule sau nu știu ce, în care să zicem că ipotetic ai 25 de găletuțe cu fiecare câte o culoare și vergi pe schelă culori și tot atelierul mobil e foarte murdăricios, nu e optim. De asta tuburile sunt perfecte, știi? Poți să ai 2 300 cu 50 de culori și pam, 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 direct repede ești la etajul 4. Și da, e chestiunea asta de scalare, știi? Că Uite. practic, știi, practic și o pânză durează tot vreo săptămână, știi? Ca și doar că schimbând unealta sau așa, știi? Poate nu e o muncă la fel de fizică, nu știu. Uite, mă bucur că ai intrat pe partea asta tehnică. Spuneam și înainte că o să mergem un pic și în partea asta tehnică.
Ce înseamnă, ce presupune, și gândește că ai aici tineri și foarte tineri, studenți, care încă n-au făcut așa ceva, poate vor face, dar au acum șansa să afle de la tine, efectiv, ce înseamnă să faci pictură murală. Ok, o una, pornind cu proiectarea imaginii mentale și apoi care sunt etapele tale? Eu presupun așa din ce văd pe portofoliul tău pe Instagram, pe Facebook, că te ajut și de manipularea imaginii pe computer. Ah, da. Da, pentru mine, cumva din 2015 și 2016, mereu am fost atras de chestia asta, de o estetică artificială. Și asta e strict, nu știu, în cazul meu, lucrez foarte mult cu programele de modelaj 3D, în care cumva, adică să zicem că acolo se depun pentru mine toate muncile creative, știi? Că ajung la referința finală, care deseori e foarte apropiată de pictură, știi? Pictura la perete concret e strict transpunerea schiței, știi? Adică nu are neapărat. Foarte rar iau decizii de moment care, na, bine, există, dar la nivelul mic, știi? E foarte important pentru mine să nu trebuiască să iau decizii importante când sunt pe schelă, când te prinde o ploaie, când, știi, în circunstanțe din astea în care nu e neapărat optim să se decide soarta lucrării tale. Și de-aia, na, așa funcționez eu personal, dar na, poate pentru alții e o căutare constantă și procesul na, dar să poți estima, de exemplu, trebuie să ai o referință destul de clară pentru a putea estima câte zile ai nevoie de nacelă, știi? Pentru că nacela respectivă e 200 de euro pe zi și când pictez în altă țară, știi? Cât timp îmi aloc pentru între zboruri, câtă vopsea îmi iau din ce proporții, pentru că nu-ți permiți să ai așa la risc, știi? Și să te trezești că trebuie să improvizezi și nu mai ai proporțiile corecte. Nu știu, sunt. Da, de asemenea, la pictura în pensulă, la pereți, e elementul ăsta foarte problematic, care e gravitația, știi? Adică dacă ipotetic prinzi o scursură din aia super serioasă, îți poate ruina tot ce ai sub, știi? Și na, da, așprerile sunt. Na, oricând ai o referință clară de la început, știi ce spray-uri să-ți comanzi. Na, dar în programul în care lucrez eu, îi spune Blender și e un program imens de complex, dar na, deja de 6 ani de când lucrez în el, deja mă simt confortabil și în Photoshop foarte mult. Transpunerea schiței uneori este prin videoproiecție, când se poate, pentru că de obicei nu, adică Ziua e mai greu, bănesc, pe sau. ziua nu se face, adică noi tot timpul așteptăm noaptea, uneori n-ai sursă de electricitate, uneori nu ai loc în spate. Asta este cea mai mare problemă. În spatele peretelui trebuie să ai cel puțin, nu știu, 10 metri sau nu știu, ca să poți să Să proiectezi. cuprind tot perimetrul clădirii. Exact. Dar chestia aia, nu știu, mai rar se întâmplă, pentru că de obicei folosești un grid, un caroiaj, sau o chestiune pe care am făcut-o eu mereu. De exemplu, iei trafaletul cu o culoare și faci pur și simplu niște linii random, știi, niște linii aleatorii pe suprafața peretelui,
Și ulterior faci o fotografie la perete, pui schița în Photoshop peste cu transparență, știi? Și atunci ai fix reperele, se transformă liniile alea random în reperele de care ai tu nevoie să construi, să transpui imaginea la scară, știi? Am înțeles, dar și când nu ai proiector, apelezi la această tehnică? Da, clar, numai că na, sunt în sincer să zic, transpunerea schiței e cea mai grea chestie, știi? Că în rest e doar carte de colorat. Adică acel caroiaj, de exemplu, acel grid, îl faci manual? Cum îl faci efectiv pe perete? O unealtă la care, nu știu, noi spunem broscoi, e o sfoară cu cretă albastră. Da, și are o greutate, nu? Într-un capăt? Tragi de... Nu. Trebuie să tragi într-un cui, în capăt, și în celălalt capăt o ții și tragi de ață și o pleznește și atunci face o linie dreaptă, știi? Dar ața în sine e băgată în... Într-un pigment. În cretă, da. Da, este vechea tehnică pe care o foloseau încă din renaștere, de împărțire a... Deci vezi ce legătură tehnică aveți. Și faceți lucrul ăsta când nu aveți posibilitatea de a folosi videoproiectorul. Da. Na, adică cu proiectorul e optim, dar să fiu onest, e foarte greu și cu ăla să-l calibrezi pe un perete imens. Nu știu, noi personal ne-am cumpărat niște proiectoare foarte profesioniste care se autocalibrează, dar nu tot timpul, știi? Adică, și trebuie să fie suficient de wide încât să poată să dea cât mai largă imaginea din cât mai aproape. E chestiunea aia, să poți să ai la el și skew așa, dar și așa, știi? Da. Nu știu. Înțeleg, da, acele modificări de unghi al imaginii în sine. Clar, clar. Până o calibrezi, ulterior poate bate vântul și ți-o mută. În mijlocul, tu ești în vârf la turn și... Bun, și practic o imagine completă a ceea ce ai transpus pe perete ai a doua zi, pe lumină. Clar, ai contururile respective și de la contururile respective te-ai scos. Eu mereu zic că am terminat, știi? Am înțeles. După ce am schița făcută, știi? Pentru că atunci practic poate să vină asistenți, să facă la trafalet zonele mari. Noi lucrăm... De exemplu, anul ăsta am lucrat destul de mult cu o vopsea foarte, foarte, foarte puternică pentru piscină, pentru că pictasem un pod în Megidia și era umiditate mare și eu nu vreau să pictez cu vopseaua aia pentru că era mult prea toxică și cumva... Trebuia să lucrezi cu măști foarte serioase. Na, dar faci chestia asta pentru durabilitate a unei lucrări. Și na, eu de regulă am un asistent, doi asistenți, cam așa, care mă ajută la fundaluri. Adică ca să pot să mă concentrez eu pe zonele de detaliu, e ca la pictura bisericească, știi? Numai că am impresia că maestru sau nu știu, el face doar portretele, știi? Mă bag în general la toată figura, lucrările mele predominant au figura umană și mi se pare cea mai cumva cea mai cea mai bătătorită cale, știi? Adică din istoria imaginii am impresia că figura umană a fost atot prezentă și
E un challenge infinit să mai faci ceva inovativ, poate, în chestia asta, dar e un challenge pe care îl accept, știi? Și de asta mă aventurez foarte mult în zonele astea digitale sau nu știu, că poate aia caut, știi? Da, oricum, mereu și în arta mea de atelier și nu știu ce, mereu am incorporat tehnologia care mi era la îndemână și foarte a fost foarte important pentru mine, știi, să combin contraste și, nu știu, de exemplu, să combin chiar acum am niște picturi în ulei așa foarte tradiționale combinate cu, da, ăsta e atelierul meu din Am reușit în sfârșit. Da. Da, deci ăsta este atelierul tău, da? Da. Și nu știu, chiar asta era pictura asta din Megidia de sub pod despre care vorbeam. Nu, aia galbenă, da. Da. Asta e foarte mare. Adică nu știu dacă pare 21 de metri pe 15, cred că e. Păi uite, avem aici scara asta, care... E un indiciu. Da. Radu, spune-mi niște detalii tehnice. Aici Da. ai spus că ai întâmpinat, e mai greu să lucrezi în niște vopsele, materiale, mai spus aici, care se folosesc pentru iahturi, pentru embarcațiuni, care bănesc că au o anumită viscozitate, care... Exact, sunt foarte. Poate împiedica să faci niște lucruri foarte rafinate sau fluide la un moment dat. Da. Alea e vopsea pentru piscină. Piscina, da. Da. Și să zicem că cea mai viscoasă poate dintre toate. Și, na, adică vopseaua respectivă e folosită strict pentru fundaluri. Asta e cu vopsea normală, chiar o vopsea incredibil de calitativă, Caparol. Caparol e dintre vopsele lavabile, cred că preferata mea, pentru că are putere de... cauți chestia asta, știi? Adică putere de acoperire cât mai optimă și... Când materialul tău preferat, ce înseamnă sau vopseaua preferată? Lavabil, da. Latex, anume? Lavabil. Am înțeles. Lavabil permite pereților care sunt locuiți să respire, știi? Și de-aia nu-ți permiți să ai zone prea mari umplute în spray. Spray-ul fiind un fel de vopsea... știi, sunt tipul ăsta de tehnicalități care trebuie să le iei în considerare că dacă un spațiu e acoperit și tu îl blochezi, știi? Adică dacă peretele nu mai poate să respire, îi faci la omul ăla grasie în casă, știi? Și te beștelește. Dar trebuie să existe un raport. Spray-urile sunt pe bază alchidică, știi? Și cumva o combinație între alchidic și acrilic. Na. Ok, și vopseaua lavabilă, cum o folosești pe perete? Cu Pentul la trafalet, la... Da. Avem trafaleți de multiple mărimi, știi? Și ipotetic poți să pictezi și la strict la trafaleta, adică chestia aia o fac mulți colegi de-ai mei, dar pe mine mă interesează și zonele astea de finețe și trecerile fine sau nu știu. Sunt tot felul de elemente pe care le aduce pulverizarea, știi? Și în pictura contemporană se folosește foarte mult, de exemplu, airbrush-ul, știi? Și e vorba despre niște finețuri pe, sau nu știu, pentru anumite zone de blur sau pe care să zicem că pensula le rezolvă mai mai greu și vrei să salvezi timp cât mai mult, știi? Aceste tipuri de luciri, să zic,
Uite, aici ai detaliu. Cum Da. mai bine? Prin pulverizare sau? Zonele respective sunt făcute total la spray, știi? Adică cum ar veni în lucrarea asta de la Galați, eu pictasem strict fundalul la trafalet, la lavabil, dar începusem cu un strat de lavabil gri unitar, știi? Adică chiar le-am spus la organizatorul ăsta să-mi dea ei înainte să vin ca să salvez timp. Și mi-au dat ei o mână de lavabil ca să pot direct să vin cu schița și să salvez timp. Și asta cred că a fost o lucrare pe care am realizat-o în 4 sesiuni, cam așa, 4 zile. Și având în vedere că e un bloc de 4 etaje, na, e o chestiune de care sunt mândru. Nu e o lucrare foarte, foarte detaliată, dar detaliile alea, stilul ăsta lucios, noi hai să zicem că e și o conveniență tehnică, știi? Pentru că dacă ar fi fost să lucrez realist sau așa, știi, într-o chestiune rigidă, știi, în care pur și simplu nu ai niciun fel de libertate de a deraia un pic de la referință, știi? La o referință realistă, ar fi mult mai observabil când ai o zi proastă sau, știi, când faci o greșeală, știi? Ori când la stilul ăsta metalic, crom, nu știu ce, am, să zicem, marjă de eroare. Da. Cât să nu pierd per total puterea efectului, dar totuși să existe. Deci de-aia, știi, cumva toate chestiile trebuie să fie foarte bine gândite înainte să te apuci de un perete, pentru că vrei să dezvolți un anumit sistem care să fie sustenabil, știi? Adică, nu, că aș putea să mă arunc să fac compoziții imens de complexe sau nu știu, știi? Numai că eu sunt conștient că vara e cât? Șase, să zicem, nu, sezonul de picta murale sunt 4-5 luni de vreme bună și vrei să le folosești cât mai, na, adică vrei ca să poți să ai o lucrare pe săptămână, îți faci planul pe toată vara, unde trebuie să mergem anul ăsta, în ce orașe și, na, trebuie să fie sustenabil în sensul în care cam ce buget au clienții ca să poți să chem câți asistenți sau nu știu, știi, e destul de tricky. Dar este într-adevăr poate cel mai minunat lucru să vezi un lucru minunat pentru ego, că în esență nu știu la ce ajută practic un banner pictat, știi, cum e chestia asta pentru Glow. Să vezi o lucrare de-a ta personală pe care tu ai proiectat-o într-o seară sub clar de lună, știi? Să o vezi proiectată pe un perete imens și te simți util orașului, oarecum, știi? Și având contact constant cu multiple tipuri de personaje, mă, adică fiind expus în proces, știi, începi să te călești la tot felul de comentarii, știi? Primești sugestii din partea privitorilor? Da, nu știu. E amuzant cum au oamenii stiluri. Sunt atâtea moduri de a se băga în seamă, știi? Și e fain, cumva. Adică încerc să mă bucur de chestia asta, dar na. Și aia e una dintre chestiunile care că ei, de regulă, românii sunt foarte închiși la schimbări. Știi? De exemplu, și dacă apare un monument public sau o sculptură publică nouă în oraș, primele instincte de regulă sunt să o, ce-i și cu porcăria asta, știi? Până, e că nici măcar nu-și propun să îl înțeleagă, știi? Trece o anumită perioadă până când încep să ajungă la o înțelegere cu
Să se aclimatizeze cu corpul străin apărut peste noapte în, da, da, da. În corpul lor vizual. Da, asta e... Noi fiind cumva o colonie culturală americană sau, nu știu, suntem foarte suntem foarte fericiți la a prelua fenomene care se întâmplă de mult în vest, știi? Și în ultima vreme toată lumea călătorește destul de mult prin vest și sunt și muralele astea foarte prezente, știi? Dar în contexte în care cumva s-au dezvoltat mai organic, știi? Și nu atât de artificial, de exemplu, cum sunt acum festivale, hai să facem 10 lucrări noi pentru Sibiu, sau, știi? Poate, nu știu, poate e o chestie rea, poate e o chestie bună, știi că Clujul încă e foarte nepictat. Pentru că lucrările astea se distrug, Anca, știi? Adică ele se distrug, să zicem, durata de viață e vreo 10 ani. Na. Și asta în cazul nostru, în care noi, fiind profesioniști, le tratăm ulterior cu un vernis, dar majoritatea nu fac chestia asta, pentru că vernisul ăla pentru murale e foarte... și protecția UV și anti-graffiti e foarte... e foarte scumpă, știi? Și festivalele nu fac chestia asta. În 10 ani ar trebui să existe festivalul de restaurări, pentru că, pentru că lucrările astea se vor decolora și vor arăta mult mai nașpa blocurile respective decât au arătat înainte de pictura asta, știi? Și există varianta asta a unui cerc în care se bagă primăriile, prin care pur și simplu, ok, păi stai că pictăm alta. Că, sincer, când niște zugravi, știi, îți cer, să zicem, 3.000 de euro să picteze o fațadă și niște pictori îți cer 1.000, ei doar unii pictori, știi? Ei sunt pur și simplu foarte fericiți să aibă lucrarea lor în oraș. Preferi varianta aia, și atunci ești blocat în cercul ăsta în care tot repictezi și repictezi peste niște lucrări ca să duci prospețime, știi? Și nu știu dacă e sustenabil sistemul, nu știu, știi? Adică ai un... nu știu, când pulverizezi, care crezi că sunt cele mai bune? Care le-ai identificat tu cele mai bune branduri? Materiale, branduri, da, da. La care ai tu acces sau ai acces în România, ți le aduci din afară? Cum e? Avem în București acces la cele mai înalte. Adică nu sunt multe, să zic onest. Adică există, știi, vreo 4-5 care, sincer, sunt toate la cea mai cam la aceeași nivel de calitate, știi? Și care ar fi să-și noteze repede studenții? Le spune, nu știu, noi folosim Montana Black, care e o firmă germană. Există Montana, varianta spaniolă, Montana 94, care e prima firmă de vopsea strict pentru graffiti. Molotov, Molotov Belton Premium. Și firma, să zicem, low budget, care e cea mai bună, adică care se ridică la nivelul lor, îi spune LOOP, L-O-O-P. Și cam fi, na, să zicem, firmele de spray-uri cele mai ok. Și de asemenea, dacă plănuiesc studenții să ăsta, le recomand foarte, foarte călduros să nu-și cumpere de la magazinele de artă. Pentru că ăia le bagă la suprapreț de numai. Adică intrasem și vedeam că era 29 de lei un spray, ori
la magazinul de graffiti din București, ți le livrează oriunde cu 18 lei, fix același produs, știi? Și nu știu, și ai mult mai multe nuanțe. De exemplu, nu știu, la Profi Art sau Rembrandt sau nu știu ce, acum nu vreau să se supere Oana pe mine, dar cam forțează oamenii ăștia cu spray-urile, pentru că ei primesc oferte de preț de la firmele astea mult mai dezavantajoase, știi? Și decât magazinul de spray-uri la care spune Corner Shop. Și care cred că au și site, dar poți să dai și comenzi pe Facebook. Pur și simplu scrii, ai paletarul. De asemenea, să se gândească foarte clar și ce tipuri de capace, duzele alea vor. Pentru că sunt niște capace care poate să dea 20 de centimetri așa ca diametru, altele care tragi linii foarte subțirele, așa un jumătate de centimetru. Depinde. No. Depinde ce vrei să faci și depinde foarte mult și de controlul tău personal pe unealta asta, dar e fain. Știi că și sunt sigur că și în Cluj există mulți care pulverizează vopsea, știi? Ea se combină și cu uleiurile, doar să fie în mod evident gras peste adică, da, spray-ul înainte și ulei peste spray, știi? Niciodată invers. Crezi că ajută să ai totuși o instruire, să ai o educație, o instruire, da, tehnică, ca să fii un muralist bun? Ziceai că sunt unii care nu au, de exemplu, o pregătire. În opinia mea e esențial, știi? Adică cum crezi că se simte diferența? Din experiență, din cum vezi tu lucrurile? Unde o percepi tu? Păi, în esență nu e și figurativul, simetria portretului, chestii de desen, de armonii cromatice, unde simți tu că există o anumită diferență? Încerc să mă gândesc acum, cred că la pur și simplu la poziționarea istorică, știi? Dacă stai să te gândești așa, știi? Când ești conștient de ce chestii s-au mai întâmplat până în trecut, tu nu mai ești curios să le refaci tot pe alea, tot pe alea, știi? Și acolo e problema, știi? Pentru că foarte mulți cred că e o chestiune relevantă istoric să reproduci stiluri pictate și repictate de zeci de ori pur și simplu pentru că sunt mari, știi? Sau na, adică acolo cred că ajută și ajută pentru orice tip acum, dacă stau să mă gândesc așa, sunt vreo jumate care au avut studii superioare artistice și vreo jumate care nu neapărat. Dar nu știu, știi, sunt chestii care se filtrează în timp. Referințele totuși în contextul acestui tip de artă sunt importante și probabil că alea ți le rafinezi și pe un fond de pregătire, știu eu, universitară sau o formă de pedagogie. Clar, eu aș fi imens de interesat să văd, știi, adică mai ales de la secția de pictură din Cluj, știi, care e foarte solidă, știi? Cum ar fi să iasă? Adică, cred că chiar n-am văzut pe nimeni să se aventureze în zona asta. Nimeni în afară de mine, că și eu am studiat un an acolo la UAD. Dar a trebuit să plec din oraș pentru că eram foarte sărac.
Probabil că ai fi și acum la cum merg lucrurile în Cluj. Nu oricine poate. Dar să că, uite, dacă zici că îți merge bine Da, cu erau niște perioade. comisionurile, păi uite, fă-ți un plan și vină în Cluj și poate prinzi aici o comandă. Studenții au nevoie de stimul vizual până la urmă. Știi? De aceea în București s-a dezvoltat mai mult partea asta de pictură murală, pictură în spațiu urban, pentru că a existat deja o mică tradiție în sensul ăsta. Chiar dacă vorbim numai despre graffiti în sensul de caractere, de da, Da, writings on the wall. era metrou și veneau foarte mulți străini să deseneze metrourile din București. Adică, sincer, așa a început mișcarea prin 90, de fapt, prin 99. Și chestia asta nu prea exista. În Cluj a fost mereu Chero, dar și el încă activează. Chiar am locuit împreună cu el când eram în Cluj și făcusem un fel de spațiu, galerie, nu știu ce, îi spunea la un loc. Da, știu. Am Acolo știut. în Cluj. Și cu Matei Țigăreanu și cu Sclifos și na, mai erau tot felul de băieți, făcusem tot felul de expoziții. Dar pentru mine era destul de bizar în perioada aia în care lucram, în care trebuia să vin 2 săptămâni, să vin în București să lucrez, ca să pot să am bani celelalte 2 săptămâni, să-mi plătesc chiria în Cluj și să supraviețuiesc. Și era destul de tricky, dar nu, simt că a meritat, clar. E printre cele mai faine orașe și oamenii sunt foarte aproape de mine ca suflet, din cauza faptului că și eu fiind din Arad, e destul de similar, știi? Adică nici eu nu prea rezonez total cu bucureștenii ăștia, nu e problema. Pe de altă parte, capitalele, în definitiv, sunt cele locurile în care s-au dezvoltat cel mai mult picturile murale și în sensul de, nu știu, manifest social, antisistem și așa mai departe, dar și pentru că erau suficiente finanțe încât un proiect, o primărie să-și Clar. permită să plătească niște artiști să picteze. Clar. Și na, e chestiunea asta. Majoritatea firmelor de publicitate sunt pe aici, pe zonă, știi? Și credeam că nu e neapărat importantă chestia asta, dar chiar e, știi? Ce colaborări se dezvoltă între artiști și branduri, știi? Și na, tot felul de chestii astea. România e încă în paradigma aia foarte old school, în care artiștii cred că banii sunt păcătoși sau nu știu, știi? Sau că colaborările astea cu capitalismul înseamnă prostituție, știi? Adică astea sunt niște mindset-uri care trebuie depășite pentru că cred că istoric, știi, chestiunea asta cu posibil cu ortodoxia să fie vina, știi? M-am gândit, oare de ce le frică așa rău de succes poporului ăsta, știi? Neapărat. Gândește-te că și pe zona slavă există o pictură murală, chiar graffiti, chiar de underground, destul de bine dezvoltată. Plus, ortodoxia susține, n-are de-a face, trebuie să susțină pictura murală într-un cerc cât se poate de privat, acolo doar pe bani privați te poți dezvolta. Da, bine. Mie mi se pare, în primul rând, percepția. Deci noi nu avem încă ca odată arta contemporană, uite-te unde e acum România, cum e privită, cum e susținută. Dar apoi arta în spațiu public încă nu e primită, da, la nivel de individ Dar normal. să fie artă, artă, știi? Adică la modul wow, cum ar fi, știi? Să
Adică gândește și în America sau în America Latină, nu e ca și cum arta stradală a fost ceva, nu știu, politică. Mă refer la strada recente, nu la cea legată de mari revoluții, ca reacția marilor revoluții. Ține de comunitate, da? De cartierul nu știu care are grafării lui. România nu există neapărat. Poate acum tu ai stat mai mult în București, nu știu, există acolo grafări care au comunitatea care susține în nu știu care, în Ferentari, în Rahova. Dar până la urmă arta asta stradală trebuie să aibă o comunitate care o apreciază, o susține, o perpetuează. Clar, clar, clar. Asta, adică iubitori de artă murală și publică și street art și no, chestiile astea există foarte mulți, știi? Și nu eu, îs fericit cel puțin de chestia asta pe care am zis-o și inițial că nu sunt artiști, știi? Adică e penibil. Când ajungi într-un sistem în care doar artiștii se aplaudă între ei, artiștii, curatorii și ăștia, știi? Adică trebuie să existe public. Și ca să existe public, trebuie să faci chestii interesante pentru public. Nu poți pur și simplu să fie totul de nișă și foarte misterios și foarte nu știu ce și ulterior să ai impresia să crezi că faci ceva important. Nu faci ceva important, faci ceva riscant, care posibil să fie relevant în viitor, dar este foarte posibil să nu, să fie perfect uitat. Știi? Și una dintre fricile mele personale este că în viitor arta va fi destul de pop. Știi? Că nici noi nu vrem chestia asta. Vrei să se păstreze nivelul de intensitate și profunzime și nu știu ce, dar în același timp trebuie să fie un sistem sustenabil. No, acum și la nivelul mai mare sau așa, știi, te gândești, măi, eu fac niște picturi imense, foarte, foarte scumpe, prin care bogații își spală bani sau bogații hiperbogații își manifestă puterea lor personală sau știi că în esență tot un fel de clovn al regatului ești, știi? Trebuie conștientizată poziția și condiția, știi? Și rolul tău ca creator. Cum poți să îți meșterești tu un loc în societatea asta în care chiar să fii foril, util viitorului, știi? Și aia este o chestiune care ar trebui investigată, cred eu, știi? Să dezvolți niște sisteme prin care să fii pe bune, util societății. Aia înseamnă inovație. Să găsești o. Să identifici o problemă și să găsești o rezolvare pe bune. Știi? Că. Na. Ce crezi că poate, uite, dacă tot vorbim, ce problemă crezi că rezolvă o pictură murală pe un bloc, nu știu, într-un cartier anost, undeva, nu vorbim de capitale sau de, nu știu, undeva, în Sighetul Marmației. Ce nevoie crezi că poate îndeplini o pictură bună plasată acolo? Am eu impresia, am eu chestia asta, știi, că pe mine personal simt că m-a influențat mult, știi, erau mozaicurile astea. Dar nu mă refer în sensul propagandist sau nu știu ce, știi. Mă interesa că mă uitam la ele ca desene foarte mult, știi. Adică și ca și tehnic, știi? Îmi plăceau incredibil și simt că mă ajutau să mă familiarizez, de exemplu, în picturile în școli, știi? Și picturi bine făcute în școli. Cred că aia e o chestiune care chiar ajută pentru educația vizuală, știi?
Și Deci are un rol estetic, o imagine bine făcută, plasată undeva. nivelul culturii vizuale este determinat de advertisement, de Hollywood și de alte chestiuni care de regulă ei se, nu vreau să zic se coboară, dar se mulează pe pe nivelul deja existent, în loc să încearcă să încerce să crească. Advertisementul în România niciodată nu a fost risk-taking, știi? Tot timpul a fost o frică cumplită de risc. Deci ceva de mainstream, da? Da. Radu, uite și ne apropiem și de final. Mai am două întrebări. Vă rog să vă, cei prezenți, vă rog să vă formulați întrebări ori în chat, ori direct dacă doriți. Cum arată o zi de lucru pentru tine? Ce faci tu? Te trezești dimineața? Nu știu, bei cafea? Ce faci? Nu, de regulă eu sunt nocturn. Adică acum chiar am încercat să dorm noaptea ca să pot să fiu treaz de dimineață, dar de regulă Ok, atunci celelalte 12 ore ale tale de lucru, cum arată? așa, cum ar veni că mă culc pe la ora 12, asta iarna. Mă culc pe la ora 12, după aia mă trezesc pe la vreo 8, după aia lucrez destul de mult pe calculator și plec la atelier și stau acolo toată noaptea, până în turnul meu din Giulești. Și ce faci în atelier? Ce se întâmplă acolo? Îți pui o muzică, gândești, ce faci? Eu ascult podcasturi sau audiobooks. Mi se pare că asta e o chestiune pe care ar trebui să și-o asume orice pictor, că e vorba despre niște singurătăți cumplite, știi? Și trebuie să te împaci cu tine sau să-ți găsești niște sisteme de a te păcăli, că nu ești singur, știi? Și da, poate asta e una dintre rezolvările pictorilor sora publice, știi că pictez constant înconjurat de oameni. Dar, nu știu, la atelier îmi place foarte mult să am lucrări de o singură sesiune. Cel mai mult îmi place chestia asta, așa, la prima direct totul. Și mai poate mai puțin planificate. Da, În adică atelier, să zicem, lași mai mult accidentul sau impulsul să preia to lead the way. mult mai mult zonă, mult mai mult risk taking. Și încerc să mă, cu toate că am impresia că lumea pe mine mă asociază mult mai mult cu picturile publice. Nu știu, eu în capul meu sunt totuși un artist de galerie. Adică am, nu știu, chiar am fost un fel de manager și curator al unui spațiu la care îi spune CAV, Centrul Artelor Vizuale Multimedia, din București, cam 3 ani. Și acum s-a finalizat și proiectul ăla și ne-am pus problema foarte mult a instalațiilor și a jocului cu spațiul interior din foarte multe puncte de vedere. Adică încerc să-mi țin faptul că nu ai un patron sau cineva, știi, să dea cu biciul pe tine să lucrezi și că trebuie să-ți găsești tu motivația constant. Face situația asta destul de dificil. Eu am absolvit deja din în 2018 am terminat masteratul, da. Și simt că abia a început situația asta, știi? Și mă gândesc că mă gândesc foarte mult la a ține munca de atelier cât mai distractivă, știi?
să fie cât mai diversă. Dacă simt, la un moment dat mă trezesc într-o seară, băi, ce mi-ar plăcea mie atât de mult. De exemplu, acum mă gândeam, mi-am comandat un printer 3D ca să pot lucrurile astea 3D să le am în ceva fizic și să le combin printurile respective ulterior în instalații sau nu știu. Și cred foarte mult că de fiecare dată când un artist sau așa simte un blocaj, trebuie să schimbe tehnica, știi? Și că ești de fapt blocat într-un anumit tip de proces, nu? Într-o zonă de confort. Exact, exact. No, și schimbând tehnica, și constant trebuie să schimbi tehnica, nu contează dacă că ești tot tu ca om, știi? Indiferent ce altceva faci. Nu știu dacă am răspuns chestia cu... Mamă, ce-am pățit la voce, cred că am turuit prea mult. N-ai mai vorbit de mult atâta. Ba, vorbesc foarte mult. Ba, te-am mai văzut în interviu, rece, aveai poze cu... Deci... Da. Nu știu, și ziua mea, în general... Încerc să o țin cât mai plină, aia e ideea. Că mă gândesc la alea 8 ore de lucru pe care un om normal, să zicem că le petrece la job, știi? Ori nu trebuie să fie atâta, pentru că productivitate concretă din alea 8 ore, să zicem că sunt vreo 4. Na. Și 4 ore de productivitate reală, dacă ai ca artist pe zi, eu cred că e serios. E în regulă, știi? Numai că na, e o meserie în care îți permiți să procrastinezi de numai. Crezi că e important totuși în fiecare zi, chiar dacă nu ești extrem de productiv, să te duci în acea celulă ta în care se produce, nu știu, ideea, intenția? Nu cred că e neapărat important să te duci la atelier, dar e important să porți un jurnal, știi? Să îți notezi gânduri, să citești, să selectezi, să te uiți foarte mult la expoziții pe net, pe platformele astea, să citești texte, să mergi la expoziții live. Cred că trebuie să fii ancorat destul de bine. Oricum, și muncă poate însemna și networking, sociocumetrie. Știi, adică poate însemna foarte multe chestii, știi? Deci, cumva, zilnic să rămâi totuși conectat într-un, nu știu, flux de relații, de idei. Să lucrezi direct sau indirect pentru visul tău, știi? Am înțeles. Și pentru misiunea ta. Că nu ai pe nimeni altcineva care să te motiveze. De obicei încheiem sesiunile astea cu un sfat pe care invitatul dă mai tinerilor colegi de breaslă și viitor, sperăm, concurenți reali pe piața, da, de artă din România sau pe piața de cultură artistică. Tu deja ai spus aici, ai infiltrat deja câteva sfaturi utile, dar așa, nu știu, privindu-te la tine, cel care urmează să termină școala, ce ți-ai spune acum? Eu din cauza faptului că nu văd că n-are lumea pornită Camera, știu, eu m-am obișnuit. camera, am impresia că vorbim doar noi doi, știi? Și Mie sfatul ăla, uite, o să termin mâine. e deschis. Am făcut câțiva. Mulțumesc, copii, mă Salut! bucur. Salut, Uite, salut, salut! vezi că nu vorbim numai noi. În spatele acestor bulinuțe există oameni cu suflet și speranțe. Foarte, foarte delirant, știi? Adică încerc să sper că am fost ok. Sfatul meu personal ar fi să fiți norocoși. Să urmăriți norocul neapărat, știi? Adică să fie atât de bun încât nu poți să mai fii ignorat. Na, știi? Asta e, am ciordit vorba asta, nu mai știu de la ce actor.
Și în general să lucrezi foarte mult pentru imaginile astea care trebuie neapărat expuse lumii, știi, pe care tu le vezi și trebuie să le proiectezi neapărat, că asta e misiunea ta, să le transpui. Și e foarte important să poate să lași o urmă, să nu te neglijezi pe tine și oamenii la care să fii de treabă cu toată lumea, că indiferent cât de importantă arta, e mai important să fii fain ca om. Pe bune. Nu. Da, Asta bun. e. Dragilor, dacă aveți o întrebare live, acum e Da. momentul. Cineva a întrebat aici un live la Cluj pentru UAD. Un Nu live știu. se referă la ce? La o pictură pe viu? Sau... Nu cred că mă ridic la standardele domnului Zbârciu. Crezi că ar putea să-ți facă o critică așa de dură pentru pictura murală? Am glumit. Da. Nici eu n-aș putea pentru că este un domeniu pe care eu nu l-am interesat foarte mult. Deci cred că ai avea puțini critici care stau pe margine și aruncă cu roșii. Nu știu. Eu, Rana, nu m-aș băga încă. Poate la compoziție, cromatică. Deci eu zic că ai avea libertate. Nu știu, mie mi-ar plăcea foarte mult, repet, chestia asta, dacă aveți voi pe aici combinații cu domnul Boc, mi-ar plăcea foarte mult să pictez un bloc. Dacă la asta se referă, nu, de fapt, nu, că a zis UAD. Nu. Un bloc, poate pe acolo sus, în zorilor, am văzut eu câteva, acolo mi-ar plăcea, poate. Și în Gruia, unde stăteam eu, acolo era perfect. Păi și Dacă. scrie acolo, pentru UAD, dacă trebuie să fie pentru O UAD. să fie sponsorizat de UAD. Da. Dacă nu, poate găsim un perete aici, știi, un parc la pictură pe partea cealaltă, au mai fost tentative. Eu mi-amintesc cu studenții de la foto-video că a fost peretele ăsta de despărțire din Baia Mare. Știți despre ce vorbesc? Da, știm. Mai Oh. participat atunci? Nu, nu eram la foto-video, dar Ah, că e, da. Mi s-a părut așa o situație bizară. Știi, uite, de exemplu, în care primăria să folosească studenții au fost folosiți politic pentru a declara un perete operă de artă ca să nu mai poată fi dărâmat și să despartă comunitatea de romi de. Vezi ce mârșăvia aia a domnului Cherecheș mi s-a părut complexă, știi, adică Da, păi studenții n-aveau, nu știu, ei nici. au vrut să-și etaleze talentul. Nu cred că Clar, s-a exact. contextualizat foarte clar Doamne, doamne, de ce a doamne. fost vorba. Pe de altă parte, toată pictura murală, ea asta recentă, din ultimii 100 de ani, toată a venit pe un fond de revoluție, de a da jos ziduri, nu de a le ridicat. Dar în fine, acolo a fost o poveste nefericită. Dar uite, avem aici Anisia Suciu a ridicat mâna. Repejor copii către. Eu am două întrebări. Prima este care a fost cea mai mare oportunitate în cariera asta? Mă refer la pictarea unui perete sau oportunitate în general în toată cariera asta de la început. Ca oportunitate, nu știu, încerc să mă gândesc așa. Mie mi-au plăcut mereu picturile astea murale pe care le-am făcut în vest, știi? Adică, nu mai știu, în Polonia am făcut un bloc și în Franța am făcut un bloc și astea, să zicem, și în Germania. Astea, să zicem, că au fost chestiunile muralistice la care țin foarte mult. M-am bucurat foarte mult, de exemplu, când am făcut o colaborare cu Toyota.
și am pictat o mașină care ulterior a devenit cadou cuiva și am avut onoarea de a emâna eu personal cheile, știi? Astea mi s-au... Sunt chestii așa, ce îmi vine primul lucru în minte momentan. Dar, de exemplu, și chestia asta aș putea să zic că în București am pictat o școală de jur împrejur și la timpul respectiv era cea mai mare din București. Am pictat-o în vara lui 2019. Și mi-am mâncat toată vara. Și nu o să mai repet tipul ăla de proiect de anduranță. Cea mai mare oportunitate? Wow! Nu știu. Pentru poate, aștepți, așa? Poate ai avut oportunități acum, dacă mă gândesc. Nu știu. Și mai voiam să întreb dacă partea asta de graffiti, în afară de partea de street art, deci strict partea de graffiti, dacă s-a mai păstrat cât de cât puțin sau dacă mai practici genul ăsta de artă sau dacă s-a păstrat cât de cât sau a avut influențe în ceea ce cu ce te ocupi acum. Clar a avut influență. S-a mai păstrat foarte rar. Dacă mă întâlnesc cu prietenii de-ai mei cu care împărțeam chestia asta în adolescență, știi? Și chiar o să mă întâlnesc și anul ăsta cu ei să mai desenăm așa nostalgic niște pereți. Da, țin foarte mult la elementul ăsta. Îmi place foarte mult pattern-ul ăsta de graffiti care se în Cluj nu prea se potrivește, să fiu onest, dar în București mi se pare că se potrivește fantastic cu orașul ăsta foarte foarte aglomerat, știi? Cumva în care e un fel de competiție pentru atenție, știi? În spațiu public, în loc să fie pur și simplu o competiție pentru splendoare, știi? Adică bannerele se bat cu grafării care se bat cu... Nu, e o competiție pentru atenție, știi? Mă gândeam la un moment dat că o lucrare de artă absolută ar fi să le atâta să faci o chestie atât de bună încât să le furi viața oamenilor de tot. Știi? Să nu mai aibă timp deloc și să-și dedice viața ție. Atât am că aia ar fi cel mai. Dar na, e aiurea să ai ambiția de a, și un serial bun, știi? Îți cam fură viața și nici nu știu, cred că am deraiat un pic, scuze. No, ok, am înțeles. Păi atunci aveți trebuie să vii, la Cluj nu o să ai o concurență vizuală atât de mare, cel puțin pe partea de street. Nu, dar am... Noi profesorii nu cred că am fi atât de critici. Deci da, nu. Hai, găsește o portiță că uite, studenții vor să te vadă la Cluj. Trebuie un bloc mare. Un bloc mare? Bun, da. Hai copii să găsim un bloc mare până la vară. Elena, avea ieșit o întrebare, spune. Da, vreau să întreb, cine recomandă dacă vrem să intrăm pe scena asta a artei murale? Hai să vă zic, deci cam, stai să văd acum concret, există un open call pentru festivalul de street art din Sibiu. Și să stați cu ochii pe el, pentru că am văzut că încă nu l-au postat, dar o să-i trimit Ancăi link cu pagina unde se postează și vă invit foarte clar să aplicați. Știi? Și atunci, în contextul ăla, poți să primești materiale, poți să primești un perete, primești cazare și mâncare și niște bani. Dacă e acceptată lucrarea ta. Cred că asta ar fi ce ar trebui făcut și m-aș bucura foarte mult să mai vină oameni din zona asta de pictură, știi? Prea mulți arhitecți, prea mulți...
Ați auzit, copii? Deci, pregătiți-vă. Brace yourselves. Clar. Bun, da? Spuneți. Să fiți tratați ca niște șantieriști. Indiferent ce studii superioare aveți, oamenii de rând o să vă trateze ca pe niște dorei. Nu ți s-a întâmplat când stai și pictezi ceva și pictezi, da? Și vine și te întreabă, dar ce desenezi acolo? Ah. Deci, da. Hai să începem de aici, că unii nu știu care e diferența între a desena și a picta. Deci, da. Cred că poate ce fac eu se încadrează mai degrabă la grafică decât la pictură. Grafică colorată, da. Clar, trebuie să aibă o anumită graficitate imaginea ta ca să poate să reziste într-un context totuși arhitectural. Deci, e și chestiune se înțelege. Spray-ul de regulă las urma lui e de linie, nu de pată. Știi? Da. Și asta e o diferență care îți influențează cum ar veni stilul. Știi? Adică pensula lasă o urmă în orice fel de formă vrei, știi, dar cu spray-ul ești limitat la... Na, oricum, eu personal vă recomand să începeți totuși cu pensule, știi? Poți să folosești și spray-ul pentru efecte, dar sunt sigur că pensulele sunt mai potrivite pentru voi, mai ales poate pentru pereți mai mici sau, nu știu. Bun. Da. Va trebui să facem aici. Da, oricum nu mai avem întrebări. Și dacă mai aveți, l-am deconspirat pe Radu Pantele, are Facebook, are Instagram, deci îi scrieți acolo. Pretenim pe Instagram, mi-ar plăcea foarte mult să știu ce pictați. Și pe viitor, la anul, nu știu, poate organizăm un workshop la UAD pentru UAD și vii și le faci un ABC studenților cum începem să mestecăm treaba asta, da? Să proiectezi filmarea asta în timp ce lucrezi. Ok. Bine, Radu, mersi foarte mult pentru. Mulțumesc și foarte mult. La revedere. Și dragilor, alla prossima. Salutare. La revedere.